dimineața! Neața, Dani, neața tuturor! Tocmai pentru că stelele sunt pline, astăzi vă vom arăta acel antrenament pe care majoritatea dintre noi îl căutăm, adică antrenamentul perfect. Eu consider că atât timp cât lucrăm într-un antrenament, un exercițiu cardio alternat cu un exercițiu cu greutatea corpului sau functional și după care vom lucra și un exercițiu cu greutăți, consider că orice trainer din România ar fi de acord cu faptul că acest cumul de exerciții pot face parte dintr-un antrenament perfect. Asta vom arăta astăzi. Bianca e pregătită, ne-am încălzit în spate. Văd. Și e încălzită, încălzită. Și propun să-i dăm drumul la treabă. Bun, vreau așa, Bianca. Mișcăm brațul pe lângă noi, da? Sărim spre înainte, 3 pași înapoi. 1, 2, 3 și din nou. Hai, hop. Și din nou, 1, 2, 3 și aterizezi, flexezi genunchii, mici brațe. Hai, și hop. Foarte bine, 1, 2, 3. Avem exercițiu cardio, da? Ne antrenăm foarte, foarte bine aparatul cardiorespirator. Acolo, foarte bine. Și abdomenul tare. Bun, și ultima repetare. Haide, și hop. Perfect, bun. Pentru că am vorbit de exerciții functional, da? Și cu greutatea corpului, o să vreau așa, să ne așezăm într-o poziție de flotare, da? Pe partea noastră dreaptă. Așezăm talpa jos, ridicăm un picior și braț. Ușor revenim, la fel pe partea cealaltă, da? Acolo. Ne antrenăm foarte bine partea de core, da? Acolo. Avem totodată și echilibru pe care putem să ne-l căpătăm, talpa jos de fiecare dată, da? Hai, și hop, foarte bine, și sus piciorul, asta. Și sus piciorul, bun. Și ultima repetare, excelent. Și respirăm, sus ganterele. Bun. O să vreau așa. Din capitolul exercițiilor cu greutăți, vreau să ne așezăm într-o semigenoflexiune, așezăm coatele aproape de genunchi, apropiem sus și ușor revenim coatele pe genunchi. Sus, excelent. Și din nou jos, și din nou. Sus, așează coatele pe genunchi și hop, foarte bine. Și hop, acolo. În funcție de cu greutatea cu care ești obișnuit să lucrezi, poți să mărești greutățile sau poți să le micșorezi, da? Important este să-ți menții poziția cât se poate de corect. Hai, sus. Hop, și ultima repetare, Bianca. Sus, bun. Ne oprim. Ok. Avem un circuit, da? O să vreau să-l propunem și pe al doilea. Și o să vreau așa, să ne așezăm într-o poziție de flotare. Din nou, exercițiu cardio, da? Ușor picioarele depărtate, dintr-o poziție de flotare, ducem piciorul în fandare și revenim. Da, cu săritură. Sus, revin. Sus, revin. Și hop, și hop. Foarte bine. Hop, și hop. Hai. Hop, și sus, foarte bine, abdomenul tare, pun talpa jos în lateral, las sprijinul pe brațe, acolo, inspir și expir, 2 și 1, respirăm, bravo Bianca. Bun, exerciții functional, o să vreau așa, palma jos, picioarele întinse, un singur picior sus, ne ridicăm ușor pe călcâi, împingem bazinul sus, genunchiul întins și revenim cu bazinul jos. Și din nou, sus, revin cu sprijinul, acolo, și sus. Exact, antrenez abdomenul, angrenez totodată mușchii femurali, mușchii grăitori, acolo, sus, exact, foarte bine, și sus lucrează foarte, foarte bine și fesierul, acolo, și 1 și ultima repetare, bun, un singur exercițiu mai vreau să mai facem, Bianca, tot la capitolul greutăți, sus, canterele, într-o aplecare, genunchii flexați, un singur braț spre înainte, celălalt spre înapoi și alternez. Canteră față și hop, acolo. Lucrez foarte, foarte bine. Mușchii deltoizi, totodată. Mușchii dorsali, acolo. Sus, hop și hop și hop. Acolo, abdomenul tare, genunchi ușor flexați. Bun, și hop și hop. Ultima repetare. Bun, și respirăm. Bravo!